fost un meci câștigat de echipa care astăzi a jucat mai bine. A reușit să înscrie destul de repede, care a avut o poziție foarte bună și o dinamică a jucătorilor foarte bună. Noi, din păcate, și le-am zis jucătorilor că n-am realizat decât un singur punct în prima etapă și trebuie să fiu foarte atent că echipa Bandurii de Ruju este o echipă foarte bună și de fiecare dată la media și am învins-o, dar am avut meciuri grele și am învins-o din faze fixe, dintr-o concentrare, dintr-o apărare destul de bună. Astăzi am primit foarte ușor gol, pe urmă, în momentul în care la pauză am făcut o schimbare și am încercat să fim mult mai ofensiv pe partea stângă, să diminuăm fundașul stânga și aducând un al doilea vârf. O să zic că un pic timp de 15 minute am echilibrat joc, am avut acel moment psihologic, un moment foarte important, o lovitură de la 11 metri pe care de câte ori este arbitriș Van Coba și va trebui să ne învățăm să executăm până ratăm. Nu știu că acest arbitru să mai fi repetat lovituri de la 11 metri decât la media și nu acum vreo câteva luni. Cred că și-a făcut un obicei, dar nu vreau să zic că arbitrul a fost cauza acestei înfrângeri. Accidentarea lui Victor din primele minute ne-a dereglat puțin, pentru că acest jucător era un jucător ce ar fi venit din linia a doua, cu viteza ar fi adus un plus de dinamic, un plus de vigoare. Din păcate, n-am reușit să facem față pressingului avansat, acelui pressing la centrul terenului. De ce ne-am ferit și am încercat să ne ferim, să jucăm foarte repede în acea zonă, din una, două atingeri, din păcate, la golul 2, tocmai acea greșeală am făcut să ținem, să călcăm pe ea, să ne întoarcem, să pierdem mingea, într-o zonă foarte periculoasă, de unde echipa din Târgu Jiu pleacă foarte bine, având trei jucători în față, plus încă un triunghi foarte bun cu jucători tehnici, cu jucători care pot să joace pe culoar, pot juca direct în adâncime și s-a și văzut că am primit și golul 2. Atât am putut astăzi, este bine că acest duș rece a venit repede, trebuie să ne dăm seama că nu putem, fără să fim acel grup, acea echipă,